Hristos adevărat, un Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, cu ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și pentru ale tuturor Sfinților, cu fratele adormiților robilor lui Dumnezeu, Arhimandritul Sofian, Irodiaconul Lucian, cu tot neamul cel adormit, în corpurile Sfinților se așeze. Amin. În semnul lui Avram se odihnească. Amin. Și cu dreptul să-i numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, Arhimandritul Sofian, Lucian, Irodiaconul, cu tot neamul lor cel adormit, și lecălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvintează Preacuvioase Părinte Stareț ca să predic. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți și binecuvântați creștini, rugăciunea Părintelui Sofian, care a mijlocit pentru noi cât timp era în viața pământească, ne ocrotește și ne întărește în continuare, atunci când și noi îi urmăm povețele și exemplul vieții. Părintele Sofian este părintele nostru duhovnicesc atunci când și noi ne înscriem în filiația, în Duh, în Duhul Sfânt, pentru că El nu ne-a lăsat o avere trecătoare, moștenire, ci comoara cea nepieritoare care este credința dreaptă în Dumnezeu sau calea dobândirii vieții veșnice. De aceea, recunoștința noastră față de Părintele Sofian și față de ceilalți părinți care au viețuit și în mănăstirea Antim și în toate mănăstirile din țara românească este veșnică, pentru că sufletul nostru e veșnic. Și de aceea ne rugăm pentru
mântuirea și a noastră, a celor vii, dar și pentru odihna acestor mari părinți duhovnicești în împărăția lui Dumnezeu. Câteodată ne clătinam cumva în încrederea că Dumnezeu ne poartă neîncetat de grijă și ne duceam la părinții bătrâni, Sofian și Adrian, și întrebam: părinte, dar vor veni vremuri grele, și mai grele. Cum va fi atunci? Și ei spuneau: Dumnezeu se va îngriji de voi, voi să țineți ce v-am învățat și ce ne învață pe toți Sfinții Părinți. Credința dreaptă, autentică în Dumnezeu. Pentru că atunci când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, așa cum s-a descoperit El, când trăiești învățăturile Lui, dobândești viața Lui, Duhul Lui, puterea Lui. Și atunci toate ispitele din jur nu te pot copleși, nu te pot dărâma. Pentru că niciodată Dumnezeu nu îngăduie mai mari încercări pentru un om decât puterea Duhului Lui care este în acel om. Ca Duhul cel Sfânt și Mântuitorul Hristos să fie prea slăvit în oamenii ce-L ascultă pe El, pe Dumnezeu. Deci, nu vă purtați grijă și nu vă speriați de cele ce vor veni, că Dumnezeu vă va întări dacă și voi veți rămâne credincioși lui Dumnezeu. Și ne-au dat pilda aceasta foarte frumoasă. Biserica este ca o corabie pe valuri, pe valurile ispitelor, încercările de tot felul, și dinăuntru, și din afară, și de la vrăjmași văzuți, și de la cei nevăzuți. Și această corabie plutește pe marea acestei vieți, dar sfinții care au ajuns la limanul mântuirii sau pe pământul făgăduinței, au înfipt câte un țăruș și au legat corabia aceasta a bisericii luptătoare cu rugăciunea lor, ca o funie, ca și cu o funie nevăzută, și rugăciunile lor asigură stabilitatea bisericii, da, luptătoare. Deci sfinții, prin rugăciunile lor, ancorează biserica, cea vie, cea de pe pământ, ca să rămână stabilă pe marea acestei vieți. Și așa fac și părinții noștri, Sofian, Adrian, Daniel, Sandu Tudor, și toți părinții care au pătimit în vremea comunistă, părintele Arsenie Papacioc, părintele Justin Pârvu, părintele Cleopa, părintele Paisie Olaru, părintele Damian de la Sitaru, și toți părinții, aproape că, vedeți, îi discriminăm pe cei pe care nu-i pomenim, dar Dumnezeu îi pomenește în împărăția Lui. Nu-i uităm niciodată și nu trebuie să-i uităm pe acești mari părinți, dar care ancorează cu rugăciunile lor biserica pe marea vieții, pe marea plină de ispite din această lume. Să nu uităm însă și că la cârma ei, a bisericii sau arcei mântuirii, este Hristos, Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos, care El poruncește vânturilor și valurilor să înceteze, El însă îngăduie și ca să ne cearnă pe noi să ne întărim totodată în credință prin lupta cu ispitele. Deci, de aceea, economia lui Dumnezeu este continuă, purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de biserică și față de fiecare suflet creștinesc și omenesc este neîncetată, și de aceea firele acestea nevăzute ale rugăciunii, ale iubirii dintre noi și ale recunoștinței trebuiesc consolidate. Cum spunea Părintele Stareț, la Antim,
să ne rugăm mai mult unii pentru alții. Cred că aceasta e lucrarea definitorie a părintelui Sofian. Toții, cu toții îl știm ca pictor bisericesc, ca duhovnic, ca slujitor desăvârșit. Dar părintele Sofian avea lucrarea aceasta a rugăciunii cât mai neîntrerupte pentru lumea întreagă, nu numai pentru sine. La pomelnice, pe semne știți, la slujbele de parastas sau la pomenirile din posturile cele mari, părintele Sofian stătea ore întregi cu pomelnicele, citindu-le cu răbdare și spunându-ne, atenție când pomeniți, că fiecare nume e un suflet. Deci iată câtă grijă avea părintele Sofian ca să pomenească pe cât mai mulți. De aceea consider că și slujba de pomenire a părintelui Sofian e incompletă dacă îl pomenim doar pe el singur. Îl pomenim și pe fratele lui, și pe toți părinții noștri, și pe toți înaintașii noștri în credință, că au fost păstori, învățători, dregători sau lucrători simpli în neamul acesta românesc. Cu cât ne rugăm mai mult pentru mai mulți, cu atât inima noastră se dilată, se umple de harul și de iubirea lui Dumnezeu și a semenilor. Așa strălucea părintele Sofian, pentru că era plin de iubire pentru Dumnezeu și pentru oameni. Și de aceea strălucește în împărăția lui Dumnezeu și Mântuitorul însuși îl pomenește în împărăția Tatălui Său, în împărăția cea veșnică a Sfintei Treimi și înaintea îngerilor. El l-a mărturisit pe Hristos înaintea oamenilor pe pământ, dar în același timp, când se ruga, se ruga împreună cu Îngerul Păzitor și cu ceilalți îngeri care îl ajutau și în lucrarea sa duhovnicească și misionară. Pentru că Sfinții lui Dumnezeu sunt ajutați nu doar de Îngerul Păzitor, de mai mulți îngeri și de sfinți în chip nevăzut. Și cu cât un om lucrează mai mult în via lui Dumnezeu, cu atât și ajutoarele trimise de Dumnezeu lui sunt mai multe și mai mari. Deci părintele Sofian s-a împrietenit cu sfinții și cu îngerii lui Dumnezeu, slujindu-l pe el cu toată inima, cu tot devotamentul, cu toată căldura. Și de aceea și noi, iată, rămânem fideli și purtăm mereu recunoștința. Chiar dacă timpul trece, noi nu-l uităm, ci dimpotrivă ne adâncim, să zicem, în această prețuire neîncetată față de părintele nostru Sofian, cel cu nume al înțelepciunii. El a fost, ca și Sfântul Antim, un om și de carte și de arte, deși de multe ori nu folosea un limbaj pretențios la predici, ci un limbaj cald, cuvinte simple, dar care străpungeau pereții de piatră a inimilor împietrite și care aduceau pocăință și înțelegere duhovnicească multora care veneau și mai mult decât simplu fapt că îl vedeau, se hrăneau și cu cuvintele Duhului Sfânt rostite de el, de părintele Sofian. Deci, să-i purtăm și noi mereu recunoștință și să ne rugăm ca Dumnezeu pentru rugăciunile acestor mari părinți ai noștri, dintre care am amintit câțiva, să ne statornicească sau să ne întărească și pe noi în lupta cu păcatul, în lupta cu ispitele vieții acesteia, să trecem dincolo de fumul sau fumigenele diversiunilor de tot felul și să rămânem stabili credinții ortodoxe, bisericii lui Hristos și neamului românesc. Să păstrăm, să prețuim și să transmitem mai departe valorile spirituale ale neamului nostru și mai ales cinstirea ultimilor martiri care au pătimit în temnițele comuniste
și care pătimesc și acum în lumea întreagă, să știți că ați văzut. Creștinismul este într-o prigoană și văzută și nevăzută și pe față când creștinilor li se ia viața pământească prin crime, da, cum e în Orient, în lumea arabă, da, dar și în mod nevăzut când îi se ia viața duhovnicească prin educație strâmbă, prin legi anticreștine și care promovează păcatul și disprețul față de Hristos, față de biserică, față de valorile creștine. Înlocuirea asta a simbolurilor creștine, care sunt ziditoare de suflet și dăruitoare de putere duhovnicească, cum sunt Sfânta Cruce, icoanele, da, care ne cheamă spre Dumnezeu și ne deschid mintea către împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Aceste simboluri creștine sunt exilate, sunt luate din spațiu public și înlocuite cu alte bazaconi, cu chipuri ale păcatelor, cu alți idoli, doar omul să nu se mai gândească la Dumnezeu. Dar noi să rămânem cu icoana lui Dumnezeu din suflet și din biserică și să păstrăm, așa cum am zis, credința cea dată sfinților odată pentru totdeauna, pe care strămoșii noștri, creștini ortodoxi și români, ne-au transmis-o și nouă. Pentru rugăciunile părintelui Sofian și ale tuturor părinților și de la Rugul Aprins și din întreaga constelație duhovnicească a Bisericii Românești, să ne ajute și pe noi să ținem mai departe credința cea dreaptă și prin care ne mântuim. Amin. Acum vom merge la mormântul părintelui Sofian și vom avea trisagionul, da? Vă mulțumim că ați venit, ca și în fiecare an, și că înfruntați ploaia și alte vitregii, care oricum sunt nimic față de prigoana cea mare. Dumnezeu să vă întărească și să ne ajute pe toți. Amin.